Credința creștină a dat lumii contemporane un conținut extrem de bogat al vieții, pe care lumea nu ar fi putut să-l dobândească în veci. Tot ceea ce este acum, mândria și bucuria omenirii de azi, tot progresul, toate succesele științei, filozofiei, toate au ieșit din cuvintele veșnice și care nu trec ale cărții dumnezeiești Noul Testament. Geniile pe ale căror descoperiri se sprijină lumea noastră au fost oameni ai bisericii, au avut grade științifice și o educație teologică. Aproape toți oamenii mari de știință nu doar au aparținut culturii creștine, ci au manifestat o credință personală profundă în Dumnezeu. De aceea scopul nostru este să devenim fericiți, să avem succes. Astăzi nici nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic, deoarece cele mai bune lucruri își au rădăcini în biserică. Cultură, educație, scriere, muzică și multe alte domenii. Amprenta principală este a bisericii. Biserica a participat activ la dezvoltarea lor. Amin. Eu, pastore, fac ceva, am adus și oameni la biserică, dar ei au plecat. Nu vor să mai vină la biserică. Unde este problema? Poate că nu i-a plăcut de tine, eu am făcut totul. Dumnezeu este divină, oricine. Unul spune așa, altul. Și noi cu Iulia am început să punem întrebări. Chiar și noi aducem oameni în biserică și îi dăm ca tineretul sau alții să se ocupe de ei și noi am început să întrebăm oamenii noi care au venit de o lună, două în biserică. Povestiți-ne despre adevărurile începătoare ale învățăturii creștine. Dar ce este aceasta? Eu zic, povestiți-mi despre învierea morților, despre punerea mâinilor, despre botezuri, despre pocăință. Dar noi nu știm ce sunt acestea. Eu întreb, dar omul acesta care v-a adus și deja veniți de atâta timp, nu v-a explicat? Nu, am vorbit diferite alte lucruri, dar acestea nu știm ce sunt. Dar de ce nu reușesc? Eu fac ceva, fac, nu știu, pastore, cum tu ai reușit? Cred că este o întâmplare. Aceasta și este problema. Și eu vreau să dedic acest an ca să începi să reușești și tu. Amin. Ca urechile tale și inima ta să fie deschise, ca să reușești, ca să devii binecuvântat. Amin. Deoarece cel care cu adevărat te încurcă, mângâie-te și spune, sunt eu dragul de mine. Și așa am luat un om și vorbesc cu el, ești de ceva timp în biserică, povestește-mi începuturile. Nu știu. Sau un alt om, nu știu. Știi ce se întâmplă? Ați văzut odată o casă? Cum se zidește o casă? La început se face hornul. Acum Roman își construiește casa și mi s-a spus, el la început a pus hornul, pe urmă geamurile. Este stilul nou. Pe urmă au pus niște nisip. Pe urmă pun acoperișul și poate la final pun și pereții. Spuneți-mi, vor face o casă bună așa? Aceasta și este problema principală. Că mulți oameni care vin la Hristos fac nu știu ce. Acest lucru este ca și cum ai începe să construiești o casă cu hornul. Cu ce trebuie să înceapă o casă? Cu temelia. De ce Iisus a spus, dacă nu va fi temelie, chiar dacă și veți construi, se va prăbuși. Adică lipsește ce este cel mai important. Temelia. Baza. Amin. Trebuie să fie o bază. Și de-abia pe urmă, pereți și toate celelalte lucruri. Acoperiș. Totul se începe cu temelia.
De ce omul nu este statornic? Chiar și mulți creștini nu sunt statornici. O, mi s-a spus că sunt de la maimuță, mi s-a spus că sunt sectant. Știi, când eu propovăduiesc, îmi este chiar interesant să vorbesc cu oamenii care încearcă ceva să spună. Eu propovăduiesc, dar ei de multe ori își se fac de toate culorile, transpiră. Eu pur și simplu povestesc despre beton, despre temelie. Îmi place să-i povestesc despre învierea morților, despre judecata veșnică, despre botezuri, despre ism. Înțelegeți? Cum umaniștii au spus, totul de dragul omului, cel mai important este omul. Omul este Dumnezeu. Și am auzit un banc că un om spunea, totul este pentru om, totul de dragul omului. Omul este pe primul loc și a plecat la ședința partidului, după care s-a întors și a spus, acum am și văzut pe acest om pentru care sunt toate aceste lucruri. Deoarece dacă totul ar fi fost pentru om, de dragul omului, atunci totul ar deveni mai bine. Dar de ce totul devine mai rău? Oamenii care vin în biserică devin mai buni sau mai răi? Mai buni. Iată și secretul. Că în realitate tot ce este în biserică devine mai bun. Deci este nevoie de Dumnezeu. Trebuie ca oamenii să vină la Dumnezeu. Și nu există altă soluție. Fie vorba despre viața omului, despre familie, despre țară. Este nevoie de Dumnezeu. Ca să facă mai bine, trebuie devenit la Dumnezeu. Dar biserica este casa lui Dumnezeu, este templul lui Dumnezeu, este împărăția lui Dumnezeu, deoarece aici este Dumnezeu. Așa că în fiecare dintre noi trebuie să fie Dumnezeu. Și dacă în noi va fi Dumnezeu, viața noastră va deveni mai bună sau mai rea? Dacă viața noastră devine mai rea, înseamnă că acolo a pătruns un ism. A venit un drac și a întins saltiluța și spune ce bine este aici.